În România sunt raportate 3743 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 589 de cazuri sunt reconfirmate în urmare testărilor. Astfel că în Arad sunt 24 de cazuri reconfirmate, în Cara Severin sunt 3 cazuri, în Dolj sunt 22, Gorjul are 14 cazuri reconfirmate, județul Hunedoara are 4 cazuri, județul Mehedinți tot 4, iar județul Timiș are 13 cazuri reconfirmate prin retestare. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 6.494.782 de teste PCR și 507.035 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.902 teste PCR, 6.249 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.653 la cerere și 5.650 de teste rapide antigenice. România a ajuns la 900.858 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 808.754 de persoane au fost declarate vindecate. Datele Institutului Național de Sănătate Publică ne arată și numărul cazurilor de îmbolnăvire raportate de fiecare județ. Aflăm astfel că județul Arad are 19.391 de cazuri cu 69 de cazuri noi față de ieri, Cara Severinul are 9.066 de cazuri cu 22 de cazuri noi față de ieri, județul Dolj are 22.359 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 cu 137 de cazuri noi față de ieri, în timp ce județul Gorj are 8.197 de persoane cu 28 de cazuri noi, județul Hunedoara a ajuns la 18.437 de cazuri cu 56 de cazuri noi, județul Mehedinți înregistrează 6.813 persoane diagnosticate cu 31 de cazuri noi față de ieri, iar județul Timiș înregistrează 155 de cazuri noi, atingând pragul de 46.274 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2. România are 22.268 de decese în rândul persoanelor cu COVID-19, 60 înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Cara Severin, Hunedoara, Mehedinți și Timiș. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.215. Dintre acestea, 1.339 sunt internate la ATI. 62.720 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, în timp ce alte 15.592 se află în izolare instituționalizată, iar 53.920 de persoane se află în carantină la domiciliu și 115 în carantină instituționalizată. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat 8.760 de sancțiuni contravenționale în valoare de 2.045.470 de lei. Carantina se prelungește încă 3 zile în municipiul Timișoara și comunele Moșnița Nouă, Ghiroda, Giroc și Dumbrăvița. Decizia a fost luată de șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, în urma consultării cu conducerea Ministerului Sănătății, după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a eșuat în încercarea de a vota prelungirea carantinei pentru aceste localități. Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, spune că este singura soluție responsabilă și provizorie. De asemenea, Raed Arafat precizează că riscul pentru sănătatea publică este iminent. Ridicarea carantinei poate duce la o creștere necontrolată a numărului de cazuri de COVID în condițiile în care toate paturile de la ATI din județ sunt ocupate. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, consideră că prelungirea carantinei de către secretarul de stat Raed Arafat este o bătaie de joc la adresa timișorenilor, o sfidare a unei structuri județene și o intervenție politică grosolană. Alin Nica cere încetarea carantinei și aplicarea de urgență a măsurilor suplimentare de reducere a ratei de infectare. El mai susține că în repetate rânduri le-a atras atenția lui Raed Arafat și ministrului Sănătății Vlad Voiculescu despre inutilitatea carantinei. Rata de infectare continuă să crească, iar secțiile de ATI sunt în aceeași stare. Carantina este de formă. Ea nu salvează viețile oamenilor, dar distruge multe altele. Liderul administrației județene menționează că a cerut explicații și a propus soluții, dar răspunsul final al celor doi oficiali a fost ignorarea deciziei democratice și instaurarea unei carantine nedrepte. Șeful Consiliului Județean Timiș solicită mai multe vaccinuri în centrele de imunizare din Timiș. În schimb, primarul Dominic Fritz și-a exprimat regretul față de incertitudinea cu care se confruntă timișorenii și a explicat că decizia de carantinare este necesară pentru prevenirea unui colaps. Alte variante de a opri creșterea rapidă a ratei de infectare nu există. Acesta îl susține pe ministrul Vlad Voiculescu în inițiativa lui de modificare a algoritmului de carantinare. În Timișoara vor funcționa pe lângă toate centrele de vaccinare existente alte 20 de centre noi. De asemenea, el spune că va prezenta împreună cu ministrul Sănătății două proiecte care vor permite accelerarea de vaccinare și testare.
Toate unitățile de învățământ din Reșița se modernizează prin finanțări din fonduri europene, amintesc reprezentanții primăriei Reșița. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost deja finalizate la Colegiul Național Traian Lalescu. În prezent sunt demarate lucrări la Colegiul Național Mircea Eliade, Colegiul Tehnic, Liceul Tehnologic Baptist, Colegiul Național Diaconovici Taiț, Liceul Teoretic Traian Vuia și la internatul Colegiului Economic al Banatului Montan. Conform reprezentanților administrației locale, pe parcursul acestui an vor începe lucrările și pentru celelalte unități de învățământ din oraș, școli gimnaziale și grădinițe. Până în 2023, toate școlile din Reșița trebuie să fie reabilitate. Subiectul a fost abordat și de primarul Ioan Popa Edilul, declarându-se nemulțumit de ritmul lucrărilor derulate la Liceul Baptist. Peste 3400 de elevi din clasele a 11-a și a 12-a din Timișoara, Giroc și Lovrin vor susține simulările examenului de bacalaureat în perioada 12-16 aprilie. Decizia a fost luată de Inspectoratul Școlar din cauza ratei mari de infectare la nivelul județului Timiș. În afară de liceele din cele trei localități, în restul localităților din județul Timiș, cu rata sub 6 la 1000 de locuitori, simularea probelor scrise se desfășoară conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Creșele din municipiul Timișoara vor rămâne închise până după Paștele Catolic, în 4 aprilie. În schimb, after school-urile rămân deschise. Comitetul Local pentru Situații de Urgență precizează că măsura a fost luată pentru a proteja sănătatea copiilor, familiilor și angajaților. În localitățile cu rata mai mare de 6 la 1000 de locuitori, unitățile de învățământ preșcolar și școlar rămân închise. Primăria municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean invită publicul marți, 30 martie, la un recital de muzică de cameră. Evenimentul va avea loc în sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal Deva la ora 18 și va fi susținut de membrii trupei Trio Petre, violonista Luminița Petre, Adrian Vasile la violă și Horațiu Ludușan la violoncel. Intrarea la spectacol se face pe bază de invitații care se pot ridica zilnic între orele 10 și 15 de la Centrul Cultural Drăgan Muntean. Concertul se va desfășura cu respectarea măsurilor instituite la nivel național pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. În vara acestui an, Trio Petre are planificat un turneu în Germania, la Heidelberg, Stuttgart, Leinzingen și Berlin. Una dintre cele mai mari probleme ale secolului are șanse să fie rezolvată la Timișoara. O echipă de dezvoltatori IT din oraș a creat o aplicație prin care încurajează utilizatorii să recicleze cât mai mult. The Fortunate Planet este o aplicație creată în sistem colectare recompense, iar scopul ei este să îi facă pe utilizatori să fie conștienți de necesitatea reciclării. După instalarea aplicației, trebuie să existe o conexiune la internet pentru a ne putea poziționa pe hartă. Urmează crearea unui cont pentru a marca punctele de colectare sau reciclare pe hartă. Punctele de colectare a gunoiului se împart în trei categorii: coșuri pentru gunoi reciclabil, coșuri pentru gunoi nereciclabil și centre de reciclare. De asemenea, utilizatorii sunt recompensați și în momentul când fac dovada aruncării gunoiului, dacă acesta este aruncat selectiv în coșul corespunzător. Utilizatorii pot vedea toate punctele de colectare pe o rază de 20 de kilometri în jurul lor. Se încurajează formarea unei comunități de salvatori ai planetei în fiecare oraș din țară și din lume. Aplicația este disponibilă în Google Play și App Store. Aplicația va furniza în viitor și datele necesare pentru a trage noi concluzii despre reciclare chiar și de la Timișoara. Biblioteca județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva va fi gazda expoziției interactive de jocuri a Muzeului Jocurilor din orașul german Chemnitz. Expoziția va fi vizitată gratuit la secția de împrumut carte pentru copii până în data de 28 mai, de luni până joi, între orele 8:30 și 19 și vineri între orele 8:30 și 18. Muzeul German al Jocurilor a fost creat la Hamburg în anul 1986, iar după 9 ani acesta a fost mutat la Chemnitz împreună cu sediul principal. Muzeul cuprinde toate jocurile existente în Germania și se îmbogățește cu toate jocurile nou apărute în Europa. Pentru a se face cât mai bine cunoscut, acesta organizează expoziții cum este cea de la Deva. În România, proiectul a început în anul 2015 la Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov. Expoziția este una interactivă, iar vizitatorii de toate vârstele vor putea încerca aceste jocuri. Universitatea Politehnică Timișoara este, la fel ca și la edițiile precedente, parteneră a British Council în organizarea concursului FameLab 2021, cel mai important concurs internațional de comunicare a științei. Preselecția regională pentru zona de vest a țării va avea loc în data de 19 aprilie de la ora 17. Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să completeze formularul online disponibil pe site-ul afișat pe ecran până în 31 martie. Concursul este deschis persoanelor cu vârsta cuprinsă între 21 și 40 de ani care studiază sau lucrează în domeniul ingineriei, medicinei
chimii, tehnologiei, biologiei și chimiei, fizicii sau matematicii. Concurenții au la dispoziție doar 3 minute pentru a fascina publicul și juriul cu o prezentare a unui subiect științific, fără a se folosi de prezentări tip PowerPoint sau alte resurse ajutătoare. Prezentarea trebuie să fie distractivă, originală și să capteze atenția publicului. Tema competiției în România este știința pentru un viitor mai bun. Câștigătorul finalei naționale a competiției va avea ocazia de a reprezenta țara la finala globală FameLab International organizată în toamna acestui an. Teatrul Național din Timișoara anunță o nouă ediție a concursului național de dramaturgie. Înscrierile încep astăzi, 22 martie. Tema din acest an este solidaritate, un concept pe care organizatorii speră ca autorii să-l exploateze din toate perspectivele. Concursul se adresează dramaturgilor de limbă română, debutanți sau consacrați din România ori din diaspora. Propunerile se trimit într-un plic ce conține textul dramatic scris cu diacritice în format print sau digital la adresa Teatrului Național fără numele expeditorului. De asemenea, participanții vor trimite încă un plic de dimensiuni mai mici pe care este notat titlul textului propus. În interiorul acestuia se vor scrie numele și datele de contact ale autorului. Textele făcute publice înaintea începerii concursului și înscrise ulterior ca proiecte vor fi respinse. Premiul concursului este în valoare de 2000 de lei, drepturi de autor pentru crearea și reprezentarea pe scenă sau online a unui spectacol pe textul câștigător. Producător va fi Teatrul Național din Timișoara, iar toate cele 4 texte finaliste vor fi publicate în volum. Liga studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica Timișoara organizează cea de-a 14-a ediție a concursului IT Engineering Contest. Competiția va avea loc online în perioada 26-28 martie. Concursul oferă șansa elevilor și studenților pasionați de programare să intre în contact cu companii de IT din Timișoara. Acestea se desfășoară sub forma a 6 probe, și anume algoritmică, All Development, Cyber Security, Design, Web Development și Mobile Development. În acest an, proba la algoritmică va fi considerată metodă de admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe site-ul sau pagina de Facebook afișate pe ecran. Asociația Odiseea, organizație non-guvernamentală, a lansat cea de-a doua ediție a concursului național dedicat copiilor cu talent la artă, Odiseea tânărului artist. Tinerii artiști cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani au timp până în 18 aprilie să realizeze o pictură, un desen sau un colaj cu tema speranță și să o înscrie online pe platforma afișată pe ecran. Jurizarea va avea loc online în perioada 19-25 aprilie. Câștigătorii desemnați vor fi anunțați prin e-mail în intervalul 26-30 aprilie și au obligația de a transmite lucrările în format fizic prin poștă sau curier până în 5 mai către Asociația pentru Educație Odiseea. Pe lângă premiile în bani, toate lucrările de artă câștigătoare, inclusiv mențiunile, vor fi expuse în cadrul ediției 2021 a Art Safari București în perioada 13-23 mai. Peste 345.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech sosesc astăzi în România. Timișoara va primi peste 38.000 de doze. De aici, dozele se împart în Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin și Arad. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare. Din 20 martie, mai mult de 160 de cabinete au devenit operaționale pentru programarea celor care doresc să se vaccineze cu vaccinul produs de compania Pfizer-BioNTech. Vaccinarea efectivă a persoanelor programate se va face de marți, 23 martie. Simulările la evaluarea națională și bacalaureat pot fi reprogramate în școlile din localitățile aflate în carantină, dar nu mai târziu de 15 mai, unde rata de incidență a depășit 6 la 1000 de locuitori, anunță Ministrul Educației. În această situație, subiectele vor fi făcute de inspectoratele școlare și nu de Ministerul Educației. Platforma de programare pentru vaccinul anticovid va fi modificată pentru a arăta oamenilor înscriși pe listele de așteptare timpul estimat până când se vor putea vaccina și tipul de vaccin din centrul de vaccinare, pentru ca ei să nu renunțe la programări după ce au așteptat o lungă perioadă. Oamenii trebuie să știe de la început pe ce liste de așteptare se programează și la ce tip de vaccin, a declarat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anticovid-19. El a precizat că această modificare se va produce la începutul lunii aprilie. O altă schimbare importantă în prima parte a lunii aprilie este creșterea numărului de persoane programate la cabinet de la 60 la 90. În acest fel o să crească cu 50% capacitatea de vaccinare în centre. În Hong Kong se testează dacă oamenii care au reacții adverse la prima doză de vaccin pot face rapelul cu alt tip de vaccin. Experții spun că nu este recomandat ca un beneficiar al serului să schimbe marca după prima doză. Cu toate acestea, poate exista o excepție pentru cei care suferă de reacții adverse severe, cum ar fi paralizia facială. Datele au sugerat că efectele secundare aduse de rapel sunt mai puternice decât prima doză. Universitatea din Hong Kong va începe în curând un studiu care să analizeze rezultatul administrării unei combinații de vaccinuri. Se vor recruta cel puțin 50 de persoane pe
pentru a se alătura studiului. Aceștia vor primi o doză de Pfizer-BioNTech și una de Sinovac, 28 de zile mai târziu. Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria sunt atenționați să aibă în vedere codul galben de precipitații, informează Ministerul Afacerilor Externe. În mai multe regiuni din Bulgaria sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Se recomandă șoferilor să conducă preventiv cu viteza adecvată, să aibă autovehiculele echipate pentru circulație pe drumurile publice în condiții de iarnă și să respecte semnalele organelor de control aflate la fața locului. Pe perioada instituirii codurilor de atenționare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulației rutiere din cauza formării troienelor de zăpadă sau a vizibilității reduse în condiții de viscol. Regatul Unit organizează cel mai mare recensământ din ultimii ani. La acest eveniment trebuie să participe și cetățenii români. Ministerul de Interne de la Londra a comunicat faptul că aproape 1 milion de români s-au înscris pentru a obține statut de ședere în Marea Britanie. Toți aceștia trebuie să participe la recensământ. Refuzul de a lua parte la acest eveniment de către cetățenii români va putea aduce amenzi de până la 1000 de lire.